Seara bună, domnilor, seara bună, domnilor, suntem, iată, aș putea spune, într-un incident de vreme, rea, putem să spunem vreme rea, într-un context al unor vremuri de pace, pentru că pentru mâine, pentru miercuri, pentru joi, sunt anunțate temperaturi de 36-37 de grade la umbră în partea asta noastră a Oltului. Poate, într-un fel, poate să căutăm și partea plină în asta, e un semn că se coc grânele ăștia care mai sunt pe câmp, poate le mai crește și prețul și celor care au fost strânse până în clipa de față. Suntem, iată, din nou, însă, de la stânga la dreapta. Seara asta este dedicată unei discuții, aș putea spune, libere, chiar dacă am și niște teme pregătite de peste zi, de acasă, ele sunt doar ca niște puncte orientative, pentru că invitatul meu este unul din oamenii care nu apelează la cele stenograme de la partidul din care face parte când vrea să spună ceva în spațiul public, este omul cu o expertiză dată de ceea ce înseamnă peste un deceniu de muncă în fruntea unei administrații locale. Este vorba de un primar reconfirmat cu un scor reconfortant, să spunem, să ne legăm cu cei doi termeni. Este vorba de Dan Constantin Dobre, primarul comunei Ghimpelțeni, căruia îi spun din start seară bună și îi voi spune mai departe repede până să intrăm în ale noastre. Felicitări pentru scorul bun, pentru scorul relaxant, aș putea spune, pe care l-ați obținut ca și procent de încredere din partea comunității de la Ghimpețeni în data de 9 iunie. Bună ziua! Mulțumesc, domnule primar. Domnul Dorobanțu, pentru invitație. Bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Da, a fost o reconfirmare, să spunem așa. Scorul este unul bun. Dați-mi voie să spun că e unul care se apropie de foarte bun, pentru că sunt doar câteva puncte vorbind în procente, cele care vă despart de o cifră care se înceapă cu 8 în față și nu e 8%, ci aproape de 80%. Până la urmă, este o realitate, este un vot liber, fără presiuni prea mari sau spre deloc. Un vot liber, un vot democratic, ce ar trebui să se întâmple peste tot. Vreau să vă întreb, ați avut emoții? Emoții nu am avut, dar ca la fiecare meci, să spunem așa, trebuie să iei în calcul și un derapaj care ar fi posibil. Nu mă gândeam anul ăsta că va fi cazul de așa ceva, însă, într-adevăr, speram că este posibil să ating 80%. A fost foarte aproape de cifra asta. Da. A fost una dintre temele de campanie din data de 9 iunie. Este una din temele de care ne lovim, aș putea spune, cu fruntea destul de des din 4 ani. Cea situații când apar flotanți, când apar vize, când oamenii schimbă domiciliu pe ultima clipă, cu scopul clar de a participa la vot în cadrul unei comunități sau în cadrul alteia. Vă întreb simplu, sec, au fost flotanți la Ghimpețeni? Cred că 10-15, ceva de genul ăsta. Dar, vedeți, dumneavoastră, în comunitățile noastre din mediul rural trăiesc oameni care sunt pensionari și vin din Pitești, pe la Combinate sau din Slatina, și nu își fac domiciliu acolo, crezând că sunt defavorizați prin pensii, prin serviciile medicale. Trăiesc așa cu hibul asta, domnule, dacă îmi schimb domiciliul pe Ghimpețene, am anumite dezavantaje. Și foarte greu îi convingem, să știți. Preferă să plătească, că erau discuțiile astea cu gunoiul. Domnule, ai domiciliu pe Slatina, unde îți alegi că vei plăti gunoiul? Că da, este o problemă. Zice, domnule, îl plătesc aici. Și îl plătesc, într-adevăr, la noi, dar cu domiciliul mai greu. Și de asta apelăm uneori pe ultima 100 de metri. Domnule, fă-ți viză de flotant. Dacă tot nu mergi la vot în orașul unde ai domiciliu, fă-ți viză de flotant și mergi la vot aici. Anul ăsta fiind unul relaxant sau lejer din punctul meu de vedere, n-am făcut așa o campanie în sensul ăsta să-i mobilizăm să schimbe domiciliile. Foarte puține cazuri au fost. Dar în colectivitățile noastre, să știți că trăiesc în jur de 50-60 de persoane
care au domiciliile în orașele de unde au ieșit la pensie sau unde și-au trăit majoritatea timpului sau a vieții. Da, din punctul ăsta cred că e foarte greu să stăm de vorbă cu oamenii în cauză, pentru că sunt la o vârstă, au niște concepte standard și cred că până la urmă, de fapt și legea le dă voie să o opteze într-o parte sau în alta. Nu e vorba de niciun fel de încălcare a legii și din partea lor. Și este posibil să aibă și dumnealor dreptate că în momentul când se duc cu domiciliul în mediul rural, la spital sau la un medic, eu știu, probabil că au întâmpinat dificultăți sau greutăți și de asta nu sunt de acord să schimbe domiciliul. Da, s-ar putea să vină din practică și acum, știți, mă țineam de foarte multă vreme să vă întreb, suntem sub imperiu cifrelor și a datelor calde, dar totuși, dincolo de asta, cred că esența votului din 9 iunie, vorbind de campania pentru funcția cea mai vânată, despre campania cu buletinul de vot cel mai atractiv din cele 5, pentru că acela a fost cel pentru funcția de primar, domnule primar în funcție, vin și vă întreb, ce credeți că se votează la locale, omul sau partidul? Domnul Dorobanțu, să știți că oamenii sunt extrem de inteligenți, pot să spun. Votează în primul rând primarul, omul pe care ei îl consideră a fi capabil să-i reprezinte în viitor, dar nu se mai păstrează linia partidului din care face parte primarul. Și asta ați văzut-o și în Slatina, asta am văzut-o și eu la Ghimpețeni, pentru că dacă eu am un 75 și un pic la sută, să știți că pe Consiliul Local am 63%, asta înseamnă că oamenii iau decizii diferite în funcție de preferințele pe care le au sau sunt reticenți la anumite lucruri care nu s-au făcut foarte bine în cadrul Consiliului Local. Ăsta este un lucru de apreciat, de care eu sper că vom ține cont, atât eu cât și colegii mei, că nu prea sunt peste tot respectate liniile sau în marea majoritate a cazurilor anul ăsta oamenii au demonstrat că știu mai bine decât ne-am imaginat noi să voteze. Asta cred că poate fi una dintre marile surprize sau dintre marile note de cost pe care cetățeanul simplu, ăla care se considera până acum că este manevrabil, a dat-o întregii clase politice din țara asta, pentru că situații de speța pe care tocmai le-ați prezentat, să știți că nu sunt numai la Olt, sunt cam peste tot prin țară. Asta spun, oamenii sunt foarte bine informați, sunt educați, au un spirit al răspunderii sau al responsabilității. Spre exemplu, doamna Șoșoacă a reușit să iasă, să atingă pragul de 5% cu un partid de apartament, să-i spunem așa, care a bătut branduri gen PMP-ul, gen Pro-România, care au fost partide cu organizații în județe și așa mai departe. Și uite că aici avem o breșă în ceea ce considerăm noi standardul de cost până în clipa de față. Da, pentru că și legiuitorul a fost foarte permisiv când a dat dreptul să se înființeze partide așa de simplu și de ușor. Le-a creat această facilitate să poată să atingă aceste praguri care, în opinia mea, sunt la începutul carierii lor, nici de cum la apogeu, adică o să vedem din punctul meu de vedere la parlamentare un alt scor sau cel puțin pragul va atinge și la parlamentare, lucru care trebuie să dea de gândit clasei politice majore, să zic așa, sau partidelor tradiționale sau consacrate, că trebuie să țină cont de acest segment al oamenilor care pot fi convinși cu live-uri, cu telefonul și așa, prin mijloacele astea online.
Cred că exemplul cel mai clar din cele pe care le-ați comentat și m-am expus și eu pe tema asta a fost la Primăria Generală a Capitalei, unde, da, un om care trece sticla greu, este vorba de persoana lui Nicu Șordan, reușește să învingă aproape cu dublu diferenței voturile adunate în dreptul doamnei Firea și ale lui Piedone, într-un mod în care, dați-mi voie, iarăși cred că e o palmă pentru clasa politică, pe ansamblu, așa cum o percepem noi. Un profesor de matematică, un om carismatic într-o limită, să zicem, pe o scară de 1 la 15, undeva pe la nivelul de 2-3, iată, un om care stă închirie într-un apartament în capitală, vine și învinge două mașini, trei mașini de vot, practic, mașina de vot a lui Firea, a lui Piedone și chiar a simpaticului, totuși, dar prea vocalului Burduja din zona PNL-ului. De la, pornind de la acest exemplu care se regăsește și în capitală, care a fost unul, da, de foarte dificil de interpretat și nici o casă de sondaje cred că nu și-a dat seara și nu și-a explicat așa ceva, e, uite că este foarte posibil. Tocmai de asta vorbeam despre complexitatea omului simplu sau al cetățeanului cu drept de vot. El a știut la fix ce vrea. Vrea să fie reprezentat Nicu Șordan ca primar, vrea în Consiliul General al Capitalei să aibă, eu știu că are PNL sau și PNL, sau PSD. PSD, USR și așa mai departe. Am văzut cu toții cum au sancționat pe alții, vorbind de individual, la sectoarele unde au pierdut și așa mai departe. Adică nu a fost chiar așa cum se gândeau toți, domne, băgăm și europarlamentarele aici. Au fost, într-adevăr, cele mai complexe alegeri. Destul de greoaie, volum mare de buletine de vot. Ce să vă zic, particip și eu de prin 2004 la alegeri. Niciunele nu au fost mai complicate și mai greoaie ca acestea. Și toată lumea a crezut, domne, bagă europarlamentarele, partidele mari ca să-și atingă scopurile ei și să-și scoată oamenii. Uite că nu e așa. Am văzut niște chestii și eram convins din experiența anilor anterior că lucrurile așa vor sta. Eu am reușit odată la Ghimpețeni când a avut domnul Drăghiș, dacă nu mă înșel, a candidat la deputat din partea PNL-ului și exista și PDL-ul atunci. Și l-am sprijinit cu tot dragul pentru că ne ajutase, nu știu, ne dăduse un microbuz la școală sau chestii din astea și ne-a favorizat cu niște chestii din astea mărunte. Și aveți cuvântul meu de onoare că l-au votat 500 și ceva de oameni la deputat, iar la Senat au votat la PDL-ul, fără să intri cu ei în cabină, fără să le dai prea multe explicații. Adică nu trebuie tratați oamenii așa. Oamenii știu foarte, foarte, foarte bine ceea ce au de făcut. Unde găsim noi voturile nule și o parte a presei ne judecă, domne, că nu știm să votăm. Să stea liniștit dânsul că oamenii știu foarte bine să voteze. 1 milion de voturi la 5 buletine de vot, la 9 milioane ieșiți, este infim câte 200.000 de voturi pe fiecare capitol. Și oamenii nu le-au votat pe acelea, nu că n-au știut să vot. Nu i-a interesat celelalte buletine. N-au găsit ei, nu s-au regăsit acolo, niciun parte. Sau poate că totuși în dreptul buletinelor de vot nule e un lucru care scapă zonei de media. Vreau să fac și eu parte mai până acum vreo 48 de ore din clubul criticilor pe seama voturilor nule și m-am oprit la timp. Și am zis eu în sinea mea și vin și vă întreb. Nu cumva și în dreptul voturilor nule este tot o expresie de atitudine civică și m-am dus și am dat votul nul să vă pedepsesc gândind eu ca cetățean pe voi cei care nu m-ați putut oferta cu ceva care să-mi placă mie? Este mult mai plauzibilă ideea asta decât că oamenii nu știu să voteze. Cum poți să spui că nu știe să voteze dacă el votează din 5 buletine de vot cu 3 opinii? Adică vrea la europarlamentare pe doamna Șoșoacă, vrea la
Consiliul primar PSD. Un om PSD, vrea Consiliul Local Aur și mai vrea, nu știu, adică îl considerăm tâmpit pe ăla niciodată. Iar cel care le-a dat, nu le da foarte bine. Dom'le, nu-s de acord cu clasa politică sau persoanele care se regăsesc în aceste buletine de vot, pe mine nu mă reprezint. Haideți să facem un tur oarecum, pentru că sunteți unul din oamenii care cunoaște foarte bine ce înseamnă zona administrativă a Oltului și vom merge oarecum în zona dumneavoastră, în partea asta de est a Oltului, în zona unde s-au produs, să zicem, surprize. V-ați fi așteptat la Corbu ca succesorul primarului Dinuț, care nu a mai candidat, este vorba de domnul vice Bălănescu, să piardă în fața candidatului de la PNL? Să știți că la Corbu, din experiența anilor anteriori, că alegerilor anterioare, scuzați-vă, unde câștigase la limită domnul primar care s-a retras, candidatul fiind vicele, contracandidatul lui un băiat destul de dezghețat și inimos, la Corbu eram așa în dubii. Dar nu mă așteptam la Icoana, nu mă așteptam la Seaca. Ce credeți că s-a întâmplat totuși? Pentru că doamna Ancuța de la Icoana părea un om care va ieși la pensie sau va pleca de acolo când va crede dânsa. Iată că totuși, cred că performanța cea mai notabilă, cu ghilimele care se cer sau poate și fără ele, a dânsei, ar fi fost faptul că a reușit să-i coalizeze pe toți împotriva dânsei. Să știți că exact ce vorbeam mai devreme, oamenii nu sunt așa simpli în gândire cum îi credem noi și niciodată nu poți să te bazezi pe ce ai făcut 4 ani dacă în ultimele 2 luni nu pliezi, nu prizezi cu ei. Da, corect. Este foarte important ca până în ultima secundă să ții aproape, să fie aproape de ei, pentru că sunt foarte vulnerabile în ultima perioadă. Aș mai remarca tot în zona dumneavoastră, e atât de aproape de ghimpețeni, încât doar trebuie să fiți atent acum când vă duceți spre casă, să faceți la stânga, că dacă mergeți drept în față, ați ajunge în Văleni într-un timp foarte scurt. Foarte interesant transferul de putere de la domnul primar Șofaru către vicele său, către domnul Belu, făcut cu amiciție, într-un lucru cum acolo destul de rar se vede. Da, acolo și la Văleni și ieșit. Da, și unde domnul Belu câștigă cu ajutorul primarului încă în funcția domnului Șofaru, ceea ce nu s-a petrecut la Corbu. Da, undeva la vreun 500 și ceva de voturi peste candidatul etern, căruia îi place foarte mult să iasă pe locul 2. Uite că se poate și asta. Din punctul meu de vedere, un mare exemplu de viață ceea ce a făcut domnul primar, domnul Șofaru, modul cum a ales să iasă după scena asta politică este unul... Poate fi o lecție și pentru alții oarecum de vârsta dânsului care se încăpățânează mai departe să... Foarte frumos, ceva extraordinar, adică să pleci în aplauze și cu satisfacția sufletească, domnule, l-am și sprijinit cu dăruire maximă pe colegul meu să preia frâiele comunității într-un mod extraordinar. M-a surprins într-un mod plăcut și vreau să rămână și mie un exemplu ca la un moment dat să fac același lucru. E cel mai frumos să pleci tu, să nu te dea lumea afară. Nu spun asta, Doamne ferește, că i se putea întâmpla domnului Șofaru. Nu, exclus așa ceva. Dar a zis omul că e în pragul pensiei, nu mai vrea. Da. Se retrage și foarte frumos. Au mai fost cazuri de translație de putere la Dobrun, la Dobrodeasa, acolo lucrurile merg totuși de la primarii în funcție către fiii lor. Da. Și aici parcă e nedrept să punem o umbră asupra capacității celor care sunt încă în funcție și să punem un semn de întrebare în dreptul celor care vin. Dar legătura asta tată-fiu parcă nu e cea poate ca la Văleni. Poate fi benefică și în comunele care le-ați precizat dumneavoastră unde să predă ștafeta ca și la București, la sectorul 5, însă cred că ar trebui să fie un avantaj pentru cei care au câștigat sau au primit în dar, eu știu, chestia asta de la părinții, funcția de primar de la părinții lor. Mă gândesc că stând în casă cu un om care a făcut administrația atâta timp, imposibil și să nu vrei să nu intri în contact, să nu știi cam
ce pași trebuie urmați pentru a obține rezultatele pe care tu ți le dorești și comunitatea le pretinde. În schimb, iată, pe George Șofaru, fiul primarului încă în funcția domnului Șofaru de la Voleni, abordându-l în decursul timpului dacă va vrea să candideze, n-a fost sub niciun chip, nu l-am simțit nicio clipă că i-ar trece prin minte să preia funcția tatălui său. Nu, niciodată nu și-a manifestat George intenția asupra acestui aspect de viață. Oarecum tot în zonă, v-a surprins continuitatea pe care cetățenii din Drăgănești Olt au dat-o mai departe? Nici nu mai contează cum îl cheamă, lumea știe drept Măruș și atâta tot. În condițiile în care PSD-ul a făcut la Drăgănești Olt, aș putea spune, una dintre cele mai, să agresive zicem, mai ample campanii făcute la nivelul comunităților urbane alta decât cea din municipiul Olt. Este de tras o singură concluzie, domnul Dorobanțu, că omul și-a făcut treaba. Altfel, la cât s-a mers din poartă în poartă și s-a explicat acolo că va fi mai bine, nu s-a reușit. Asta denotă faptul că omul și-a făcut treaba. Da, și iată, contează mai puțin partidul sau o ofertă a partidului care vine. Niciodată nu poți să câștigi cu partidul. Am văzut-o, au câștigat, nu? Câteva partide cu reprezentanți de la AUR, la Izbiceni. La Izbiceni, candidatul USR-ul într-o comunitate foarte, foarte mare. Și destul de, să zic așa, experimentată, că da. Oamenii circulă foarte mult. Pe la Izbiceni e greu să te duci să-i minți la poartă sau să le spui că îți voi face eu un trai mai bun. Nu, trai mai bun și îl face că nu stă cu tine politician de vorbă și se duce și muncește la Castraveți Roșii, ce mare el pe acolo. Da. Avem, iată, și un primar într-o comună în care, în urmă cu 4 ani, Dumnezeu să-l ierte, domnul Virgil Sârbu, decedat între timp, câștiga cu 70% pentru PSD. Uite că la Rotunda astăzi vine și câștigă un candidat din partea AUR pe care, iată. La Rotunda nu încerca și băiatul domnului Sârbu? Nu. Și PSD-ul n-a avut... A avut candidat, un candidat, aș putea spune, din ce l-am identificat în spațiu public, destul de în regulă, dar uite că totuși vine și cineva de la AUR să facă parte din acest peisaj de la Olt, în care majoritatea e formată din colegii dumneavoastră, din echipa care faceți parte a PSD-ului, sunt cei 14 scoși de PNL, AUR 1 și USR 1. Da. Nu știu, la Priseaca ce s-o fi întâmplat până la urmă? E o victoria candidatului PSD. În funcție, da, care era deja. Da. Dar cu voturile anulate, dacă se numărau și alea... Au fost ceva comentarii pe acolo, dar la un moment dat, sincer, nu am mai ținut firul, dar validarea a fost dată către candidatul din partea PSD, cum s-a întâmplat, de fapt, și la Valea Mare. Dar, în mare parte, putem să spunem că alegerile de la Olt au fost într-un semn al corectitudinii. Nu a surprins pe nimeni victoria domnului președinte Marius Oprescu pentru încă un mandat de președinte al Consiliului Județean. Cât ați crede că este componenta omului și cât componenta partidului din care acesta face parte, de fapt pe care organizație județeană o și conduce la Olt? Cred că aici este undeva de contribuția partidului 50% și a omului la fel de 50%, pentru că dacă el nu ar fi fost ok, să știți că ar fi fost sancționat de către electorat, tocmai ce vorbisem mai devreme, că oamenii știu foarte, foarte bine ceea ce au de făcut. Un alt exemplu, cred că putem lua din Slatina. Asta urma să vin eu să vă întreb. V-a surprins victoria lui Mario de Mețo? Să știți că eu îl cunosc foarte bine pe domnul primar, pe domnul Emil Moț, și am o părere extraordinară despre dumnealui. Atât ca și caracter, ca om. Nu am absolut nimic de reproșat. Faptul că nu a putut, n-a avut timp, nu a făcut o campanie din asta media
sau genul celei făcute de domnul Demețu a fost perceput un pic mai slab decât parcă n-ar fi fost, să zic așa, o chestie că o vroia electoratul. S-a trezit în chestia asta fără sprijin, fără o susținere media care trebuia să contraatace ceea ce punea zilnic pe Facebook domnul Demețu. Mă surprinde, mai ales când văd rezultatele de pe Consiliul Local, de pe Consiliul Județean. Adică da, la Slatina trebuie să spunem majoritatea destul de simplă, cu 70 și ceva, 71 sau 74 de voturi în nou Consiliul Local, vorbeam mai devreme de acel fir roșu al modului de distributivitate al votului, este în favoarea PSD-ului. Da, PSD-ul chiar are cu un consilier local mai mult decât PNL-ul. Eu încă o dată vă repet, l-am cunoscut personal, un om extraordinar, un caracter de invidiat. Nu știu de ce s-a întâmplat să a ajuns aici. Poate că oamenii au fost manipulați, trași pe sfoară. Rămâne de văzut ce rezultate vor fi de aici înainte. Aici, eu cred că una dintre sintagmele de frunte ale presiei, am să vă dau puțin din casă, dar se leagă foarte mult cu ceea ce spuneți, spune de fapt de un mare om de presă american în jurul anilor 60 din secolul din urmă, parcă a fost cu o viață, spunea: nu lăsați adevărul să strice o știre frumoasă. Se pare că aici adevărul a fost folosit într-un mod care să ducă la un moment dat spre capitalizarea unei furii, aș putea spune, creată în spațiu public împotriva primarului, în funcție a cărei reactivitate a fost undeva, să zicem, în plan secund față de modul cum a ieșit din standardul aproape de luptă. De zero. Nu au făcut nimic în sensul ăsta. Este foarte simplu de cineva să atace o persoană, mai ales când e în funcție. Nu știu cât timp are persoana respectivă să ia în considerare ce se întâmplă pe social public. Media. Poate că în prima fază tu zici că se va opri, iar că lucrurile sunt abia la început, prinde amploare și nu poți să o mai controlezi. Oricum, cred că a fost o campanie mult mai agresivă decât cele de până acum. Poate, nu mi-amintesc perfect, nu știu ce s-a întâmplat în Slatina când a câștigat Darius în 2004. A fost campania aproape cam tot la fel, dați-mi voie să vă spun. A fost făcută la picior, nu mediul ăsta online. Nu, a fost făcută de el la picior și nu știu dacă era atât disperare și atac la familie și nu știu. Am văzut o campanie foarte urâtă pentru anii ăștia, pentru anul ăsta în care suntem. Da, în 2004, vă spun, campania lui Darius Vâlcu, neavând mijloace de informare de astăzi, a fost rezumată la câteva zeci de mii de exemplare, niște tiraje succesive a unor ziare de campanie, dar am în colecție câteva dintre ele, bazate pe un bun simț, comparând cu ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi, cum n-am putea crede. Și atunci păreau că sunt lovituri groaznice în ele. Nu, erau niște sondaje, niște acțiuni media, aș putea spune, de pasive simț, pentru da. Lumea de astăzi, dar care au prins. Ați văzut dumneavoastră că nu știu de ce, nu se mai merge. Dom'le, uite ce vreau eu să fac. Lucrurile astea, așa cum am spus-o cu apa. Da, dom'le, ia să vedem, reușești dumneata să dai 5 metri cub de apă gratis? Sub ce formă? Cine îți dă voie? O să cazi la pace cu oficiul concurenței, cu Banaful, o să te strângă ăștia de gât, ce faci, mă, dumping, cum reușești tu să faci lucrurile astea? Eu, ca să închid pe zona asta, aș putea spune că lipsa de reactivitate a PSD-știlor din municipiu și a celor care s-au implicat în campanie, vine poate domnule da, primar. Da, vedeți că n-a reușit să denigreze partidul. A denigrat Da. Până la urmă, pe el asta l-a interesat. Da. Acum sunt curios și eu de rezultate. Hai, domnule, să vedem. Eu aș merge să spun că PSD-ului de la Slatina i-a lipsit competiția. Dacă dumnealui termină stadionul ăsta în 4 ani,
Da. Cu toate că proiectul din ce e susținut de către PSD. Și susținut și s-au făcut, adică e demarată treaba, da. Nu e la început. Că dacă era la început să te apuci tu acum să faci proiect, să-mi spui mie că în 4 ani îl termin. Păi nu, are șanse foarte mari să termine în 4 ani. Păi are că e început. Păi și contează cine te e panglica în cazul ăsta. Am înțeles, dar uite să vedem. Că, dar nu cred că să reușește în 4 ani să termine. Păi ce, plus 3 firme de amploare. Mă rog, eu să dea să spune că o construcție de felul ăsta, dacă a apucat pe mâna unei firme care știe să-și facă foarte bine treaba, poate fi gata în 18 luni de voie. Doamne ajută. Adică cred că e mai grea partea de proiectare și de pregătirea structurilor decât ansamblu în sine, dar să spunem spor la treabă. Vreau să vă zic mai devreme un lucru. Poate că prietena PSD-ului pe Slatina, eu spun și a PSD-ului, vine și din faptul că partidul ăsta în Slatina n-a mai fost în competiție din 2004. În 2004 i-a năucit puțin Darius, au vorbit singuri până în 2008 când au luat vreo 7-8%. În 2012 au câștigat primăria dar cu Darius Vâlcov. Da. De atunci încoace a mai fost mandatul câștigat la vot de către Prina, după care niște interimate scurte, după care vine în ultimile două mandate moți. Oricând ieși din schemă, chiar dacă tu ai toți mușchii pe tine și ești cel mai bun, dar nu te mai bați cu nimeni de atâta vreme, vine un om cu un telefon și te trimite puțin în decoraj, putea spune. V-am zis, ei au, omul este, stăpânește foarte bine arta vorbirii, este om de presă, a interacționat foarte mult în social media, adică n-avea niciodată niciun fel de cum trag să-l închizi sau cum să-l faci faza. El era în largul lui, în mediul lui, exact unde îi place pe social media, avea și timp, da. Nu? Că nu făcea nimic altceva. Da. Nu trebuia să meargă la nicio ședință, la nicio întrevedere, nu trebuia să vină la nicio ședință de consiliu, nu avea omul altceva de făcut. Da. Și dacă toată ziua te plimbi, normal că te împiedici de un cățel, de un pisic, de mai știu da. Ce, care imediat îl faci public. Acum, pe cinstite, cazul cu un necu băiatul, eu chiar îl cunosc pe Flavius, care s-a produs acolo dintr-o neglijență și dintr-o chestie, nu știu ce să mai zici de copiii ăștia. Dom'le, atâți au fost ei acolo, de niciunul erau în stare să filmeze, dar niciunul nu se trezea la realitate să alerge repede, să vadă despre ce e vorba. Și acum pică vina pe o grămadă de oameni. Da. Și din asta o pui invers, mai faci un marș, mai se întâmplă și acolo o minune și uite că dăm 4-5 evenimente din astea negative. Da, da, și folosite la maxim. Poate și o structură a aparatului bugetar. Știți, Slatina este capitala județului, instituțiile publice județene sunt aici la noi, angajați în cadrul lor zeci, sute, poate chiar de ordinul miilor, dacă adunăm cu toții numărați în dreptul PSD-ului, nu aparțin numai pe acolo, pentru că poate că cineva vede că șeful pus de partid nu e mai deștept ca el sau se comportă ca un vătav. Un anumit număr de ani, așa se întâmplă. Și cei din subordine să văd mai bun, mai inteligent, poate că și sunt, da. Nu apare nicio schimbare, ăla e veșnic acolo, bă, dar de ce nu mai e ăsta și așa mai departe. Ca să închidem pe tema asta, este o victorie pentru că îl cunoașteți destul de bine, ați colaborat într-o vreme și a deputatului Știrbu? Nu. Poate el, e omul care, el e omul care, ca și scouter care l-a promovat pe asta DM-ul. Da, ca logistică poate că are un merit, dar cel mai mare merit cred că la ai noștri. Da, din punctul ăsta să știți că s-au mișcat bine. Da, puteți să începem chiar și cu domnul președinte al partidului din care faceți parte, domnul Marcel Ciolacu, sub a cărei semnătură, nu știu ce culoare avea pixul dânsului, al meu este doar roșu, astăzi al dânsului poate că a fost mai galben, când undeva, cred că pe 3 august 2023, dacă țin eu minte, l-a numit prin semnătura sa pe Mario Demețu, candidat la primăria municipiului Slatina, instalându-l în funcția de prefect al Oltului. Lucru pe care PSD-știi de la ora l-au acceptat ca atare, doar au fost nemulțumiți pe aici pe acolo, fără ca nimeni să se ducă să-i spună Marcele, ia-l și du-l prefect la Buzău la tine, că poate mai bun pe acolo decât la noi la Olt.
Dar asta ține de niște jocuri, de niște lucruri care se întâmplă pe undeva pe deasupra norilor și pe nu se văd. Nu le înțelegem, da, nici nu le pricepem, poate că fac parte și dintr-o luptă fratricidă pentru putere la nivelul PSD-ului central, dar știți, să lăsăm norii să-și vadă de treabă și să ne dea nouă, poate peste câteva zile de aici încolo, o ploaie bună. Domnule Dobre, Ciucă, Ciolacu, Joana. Punem pe unul dintre ăștia trei președinte de țară sau ne scoate cineva din zona de inteligență cu I mare, un al patrulea care să corespundă așteptării nației și spre care să mergem cu toții să-i dăm votul? Eu am mai spus-o la dumneavoastră în emisiune că am să susțin linia partidului, dar din punctul meu de vedere, omul care ar avea șansele cele mai mari ar fi Mircea Joana, susținut de PSD. Cred că ar fi aproape o certitudine că s-ar întâmpla lucrul ăsta. Vor putea cei care sunt la nivel de vârf în cadrul PSD-ului să treacă peste niște tare, peste niște amintiri, pe niște traume legate? Eu nu știu care sunt traumele. Ce a pățit PSD-ul din cauza lui Joana? Păi ei spun, cei unii din conducerea de vârf a PSD-ului, că vezi, domnule, pierzând Mircea Joana alegerile prezidențiale pe mâna lui, spun ei, în 2009 au avut ei de pierdut după, pentru că la putere venea dinastia Portocalie. Păi cred că a avut consilier tot în cadrul PSD-ului atunci când s-a dus la vântul sau faptul care a cunoscut, știți cum e o mare chestie, că putea să spună, domnule, n-am fost. Lubăsescu, ce scoteau atunci poze sau, mă rog, ce făceau. Da. Dar a fost conciliat tot de-ai noștri, că n-au luat el decizia singur să se ducă. Da. Dar un om cu... Haideți să vorbim acum sincer despre un președinte. Ce calități trebuie să aibă un președinte? Trebuie să aibă o experiență politică externă vastă, da, lucru pe care îl stăpânește cel mai, da, bine. Trebuie să fie recunoscut și cunoscut de către marile puteri, lucru care îi să fie cunoscut și știe pe persoana fizică, da? Păi da, da, dacă este... ne ducem iară cu cineva nou name, iară o luăm de la început. Da. Dar nu știm pe unde suntem. Adică un om care merită și cred eu că ar fi îndreptățit pentru funcția de președinte, are și o experiență, o maturitate politică vastă. Cum, naiba, că așa vorbeam despre el, noi am spus că i-a dat Vanghelie, parcă ceasuri, nu? Da. Că a luat mită, că a făcut că nu știu ce și ăștia luară și-l pusără secretar. Da, și vă dați seama că l-au căutat, păi, și cu laptele de la sub, de la atunci, mama lui. Că nu, eu cred că are o susținere din partea puterilor occidentale și va avea șanse. Și susținut de PSD, este o șansă unică ca noi să avem un președinte. Sper că nu ne încurcăm iară la final, că noi le ducem pe toate bine până, da, ajungem la președinte. Acum, dacă nu scrie PSD cineva pe ordinul de zi, pe unitate, un alt nume și l-o dăm plic, cine știe, deși parcă n-ar trebui să credem asta, că nu suntem o nație în care vine cineva din afară să ne spună să-l votați pe X că e bun. Refuz să cred că se mai poate întâmpla asta. Timpul e deja foarte scurt, nu pentru o campanie prezidențială în forță, nu cred că are pe cine să mai aducă. Vă întreb și pe dumneavoastră, domnule primar, știți, la Ghimpețeni poate că nu contează chiar atât de mult, dar în ansamblu social-democrației și al orientărilor politice din țara asta, cred că e întrebarea care trebuie pusă din ce în ce mai des de către cei care cred că le știu pe toate. Sunt foarte mulți care le știu pe toate. Eu fac parte doar dintre cei care știu și eu că nu le știu pe toate. Eu știu sigur că nu le știu pe toate. Mă uit cu drag la cei care spun că le știu pe toate. Sunt și pe aici, pe noi, pe la ori, foarte mulți care le știu pe toate. Pe cale de consecință, vin și vă întreb, cu cine credeți că vor vota peste 4 ani cei care astăzi abia au împlinit 14 ani? Sau cei care au 15 ani astăzi, 16, 17 sau poate fac de aici încolo 18 ani și vor avea drept de vot, să zicem, peste vreo 4 ani de aici încolo? Nu sunt, ei, nu sunt ei niște bombe cu ceas pentru partidele clasice? Ba da, dar eu cred că din meciurile astea, partidele consacrate și marile partide trebuie să și lanseze niște proiecte. Niște scouteri? Cu, da, care să promoveze foarte bine în social media toate chestiile pe care ei le fac sau să le prezinte într-o formă, pentru că ei vor fi 90% dintre ei vor vota
în ceea ce citești și ceea ce văd pe toate canalele astea de comunicare. Nu au nicio treabă cu realitatea. Adică, indiferent ce va face Nicușor Dan, metrou sau ce vrea el, să iasă toate proiectele lui în 4 ani de zile, niciun copil n-are nicio treabă cu chestia asta. Dacă cineva iese pe YouTube sau pe Facebook, TikTok. Pe Facebook, pe TikTok, cu fel și fel de fragmente din astea în care prezintă, eu știu, doi câini hoinari printr-un parc, s-a terminat șmecherie. Da. S-a terminat, doamnelor și domnilor, și prima noastră parte. Ideea cu doi câini de plimba printr-un parc e una bună până la urmă. Dacă îl botezi pe unul Nicu, pe unul Marcel și pui să se încaiere, faci câteva mii de like-uri și cine știe ce naiba iese, dar nu mai comentăm pe tema asta. Acum intrăm doar într-o foarte scurtă pauză și ne întoarcem după din nou la de la stânga la dreapta. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Doamnelor, domnilor, suntem din nou la de la stânga la dreapta, partea a doua, ceva mai scurtă, ca prima invitată de cursă lungă aș putea defini în acest fel, este domnul Dan Constantin Dobre, primarul comunei Ghimpețeni. Nu stăm de vorbă despre asfaltul de pe ulițe, de drumuri, de canalizare, de apă, pentru că mi se pare inutil în această seară, în condițiile în care comunitatea de la Ghimpețeni l-a validat pe domnul Dobre cu un scor, aș putea spune, care confirmă capacitatea administrativă a celui în cauză și mergem în zonele în care cred că sunt întrebări foarte multe în spațiu, ale căror răspunsuri se caută și se cer. Domnule Dobre, pe ce bazin electoral credeți că stau cei de la AUR? Auzeam voci înaintea campaniei care spuneau că nu vor face pragul la Olt. Au scos un scor, dați-mi voie, cu cele mai puține afișe prin teritoriu, fără niciun primar în funcție, au 5 consilieri județeni astăzi. Da, este foarte adevărat, AUR-ul va sta în continuare bine și cred că AUR-ul, partidele astea, să le spunem așa, ușor extremiste, au un electorat al lor care va veni din propria inițiativă la votările care vor urma, în special la cele parlamentare, și își vor susține candidații din inimă, din suflet sau cu toată voința lor și vom avea, cred eu, surprize pentru unii, eu cred că vor avea între 15 și 18%. Vorbind de nivel de țară. De județ. Oh, da. Să luăm seama cum asta. Cum ați trebuit de județ. Nu vom fi sub media pe țară. Niciodată. Ați reușit să găsiți profilul electorului care la Ghimpețeni s-a dus să dea votul celor de la AUR? Nu. Cum corespunde? Înălțime, greutate, vârstă, rasă, sex, apucături, gesturi, cultură? Nu. De unde vine omul ăsta care merge cu votul spre AUR? Eu am avut principalul contracandidat de la AUR. Da. Au votat omul, clar, acum. Dar în toamnă, vorbim la modul general, AUR-ul are un segment al populației care a fost până nu de mult alături de PPDD, nu? Da. Că PPDD-ul urcase până la 22-24%? Da, da, da. Ok, și acum AUR-ul și doamna Șoșoacă împreună vor avea procentul. Adunăm, da, iată că da, dacă luăm un 17% și cu 5%, suntem tot pe acolo. Da. Înseamnă că avem de-a face cu o masă critică, care dacă îi tai liderul, cum s-a întâmplat cu... Da, să regăsește în... lui Dan Diaconescu, vine altul și preia sigur locul masele ăsta. Astea rămân tot timpul în piața asta, să spunem așa, electoratului. Aș vrea să vă întreb, e oarecum delicat, ține de, să zicem, de capacitatea omului din zona de media, m-aș pune pe mine în zona asta, nu de o capacitate limitată, nici pe cea mai înaltă, ci de a uneia care are puterea să vadă de multe ori și dincolo de deal. Am avut de-a face în perioada de precampanie, în perioada de campanie cu candidați, îndeosebi cu o parte dintre primari în funcție. Pe lângă ce comentam mai devreme de detașarea dumneavoastră, a domnului Șofaru și altora care au privit ca un fel
fel de sărbătoare civică, data de 9 iunie. Domnule Dobre, am văzut și primari în funcție disperați. Era parcă scopul vieții lor, existența planetei depindea de funcția lor. De unde credeți că le-a putut să le vină trauma asta? Să-i vezi cu cearcăne la oi, că nu mai puteau să doarmă, să ajungă să-și confirme mai departe funcția. Doar în cazul unora. N-aș vrea să le dau nume, totuși. Nu e cazul, că nu, de asta ne-am văzut ca să identificăm persoane. Să știți că fiecare om are caracterul și personalitatea lui, iar sunt colegi care, dacă au stat în funcția asta o perioadă lungă de timp, li se pare că acolo începe să termină li totul. Se cuvine, că este normal să fie tot al lor. Și uite că am văzut și la Străjești ce s-a întâmplat cu domnul Vizante, care... Da, acolo e o ciudățenie. Marian Speriatu... Cât a insistat omul ăsta. Da, cred că e a patra sau a cincea oră când candidează. Da. Un om a aflat liberalul Marian Speriatu, Riatul de vocație pedelistă, da. Îl cunosc foarte bine, a fost chiar colegi de clasă cu niște mai mulți ani în urmă, un om detașat, un om așezat, un om cu o stare de confort, care a candidat de 5 ori. Așa iată, este. Iată. Și a câștigat până la urmă. Vorbeam despre primarii în funcție care erau oarecum... Se învățaseră cu chestia asta. Nu știu ce să vă zic. De asta îl apreciez foarte mult pe domnul Șofaru, fiindcă a da, făcut e un caz, pasul o la dreapta, translație de la putere fantastică, rară. De ce nu putea să facă și domnul Vizante așa? Credeți că nu simțea, nu-i mai spusese nimeni prin sat, bă, gata, ajunge. Da, paradoxal, un om dacă îți spun 10-15 persoane așa, trebuie să te iei de gânduri și să-ți faci niște calcule. Dom'le, dacă au 10-15 curajul să-mi spună... Înseamnă că mai sunt câteva sute în spate care nu au curajul să vină să-mi spună, dar gândesc la fel ca cei în cauză. Da. Aici oarecum se leagă. Când credeți că trebuie să se retragă un om politic dintr-o funcție? Sau în cazul funcției pe care o dețineți dumneavoastră și atunci colegii dumneavoastră de la OLD? Atunci când îi spun 10-15, cât mai mulți, știm că de multiplu, de mulțit sunt atâția care sunt în spate. Și de aprecia când îți spun oamenii în față ca să nu te trezești, că situația nu e foarte simplă, domnul Dorobanțu, să pleci din funcția asta știind că, sau crezând că o mai poți câștiga și să pierzi. Da, este greu să dramatic. Este dramatic. Lucrurile nu sunt simple. Eu știu ce am pățit la suspendare. La suspendarea aia, în condițiile în care eu aveam altceva de făcut, eram la o vârstă destul de... Da. Îmi dați mie voie să spun repede celor de acasă. A fost o suspendare dictată de cei de la ANI pe un motiv de o incompatibilitate și atâta tot, să nu se creadă altceva, cauzată, nu datorită rată unui fapt că ați fi fost acționar într-o firmă de care nici n-ați fost să mai știți la timpul ăla. Da. Neglijență. Da. Asta e viața. Știți că viața greșele așteaptă ca să vezi ce este și asta vreau să vă scot în evidență, că lucrurile nu sunt simple, să pierzi crezând că tu o să câștigi. Și colegul meu de la SEACA iar a pierdut și nu se aștepta la așa ceva. Dar a pierdut domnul Băluță de la SEACA la într-un mod în care chiar cred că acolo se punea doar problema scorului și uite că... Dom'le, știți la ce rămâi așa surprins și mărmurit? Îl cunoșteam destul de bine și tot discutam cu dumnealui. Cât aveți, domnule, în fondul de rulment? Că au terenuri multe pe raza comunii. Și avea în jur de 23 de miliarde bani. Păi și ce facea cu banii? Păi și ce mai faci cu ei? Că dacă tu îi cheltuiai, din punctul meu de vedere, eu știu, și făceai câteva chestiuni pe acolo, poate că le plăceau, poate că prindeau mai bine. Poate că reușeai să iei cele 30 de voturi, pentru că din 20, dacă împarți în două, se mutau dintr-o parte în alta. Da, nu știi ce se poate. Ei, de banii ăștia face cel care vine acum. O să iasă bine, până la urmă. Da, nu sunt perioade foarte ciudate, dar
trebuie să trecem prin ele. Dar cel mai bine e, eu cred că oamenii au curajul să spună. Și nu sunt atât de supuși încât să nu își permită să spună, domnule, nu mai candidat, că nu e cazul. Și atunci e de apreciat că ai și pus să înțelegi, să te retragi și să-ți vezi de treabă. Da, și e greu pentru cei care au fost în post să încerce mai departe să candideze din nou, cum iată s-a petrecut o ciudățenie. În comuna Traianu, PSD apelează la fostul liberal primar al comunei vreme de vreo 3 sau 4 mandate, la domnul colonel în rezervă Negrilă, aflat pe tușă, îl ia PSD-ul să candideze, renunță la primarul PSD-ul în funcție, la domnul Cârmu, care susținut de peneliști, câștigă. Reușește să-și câștige mandatul mai departe. Când toată lumea gândea că domnul colonel în rezervă se întoarce pe cai mari. Uite, de asta că... vă spuneam, ultimele două luni nu sunt așa simple. Pentru un primar care și-a făcut treaba de 10, ultimele două luni poate să termine tot în timpul ăsta. Și dacă vorbim că nu avem până în clipa de față un manual, un ghid de folosire a funcției, că nu l-a scris nimeni până în clipa de față al funcției de primar, dacă mai punem în calcul că și unul li se umflă capul și cred că chiar le știu pe toate, la un moment dat, da, în două luni se poate duce dracului totul. Absolut. Da. Și este foarte adevărat. Și s-au întâmplat cazurile astea în multe, multe, foarte multe localități. Da. Sau unde să nu ai acel coeficient de moacă, să nu reușești să treci neapărat de sticlă, să treci de mâna pe care o întinzi omului. Dacă întinzi o mână flască, îți vine să ia de parcă tu ai mâna ruptă de la încheietură și n-ai puterea minimă de a fi un pic bărbat, de a strânge, să te uiți în ochii celui în cauză, și o chestie de genul ăsta poate să te coste. Da, este un semnal de alarmă. Eu de asta cred că parcă au fost luați de valcă. Dacă tu ai păstorit electoratul la 20 de ani, 25 de ani, chiar nu știi că ce atitudine are fiecare om, tu îi știi comportamentul și când treci pe la el sau te întâlnești cu el și dai noroc, nu-ți dai seama că nu te mai vrea, chiar dacă nu-ți spune, văzând 15-20 de cazuri din astea, trebuie să conștientizezi că este prea târziu să mai candidezi, să te retragi, că e cel mai frumos, pleci diplomatic, îi saluți pe toți. La revedere. Și cât de frumos a fost asta pe speța de am tot comentat-o până acum, transferul de putere de la șofarul la Belu la Făleni. Eu i-am cunoscut pe cei doi oameni, eram într-o vizită prin Făleni, undeva spre februarie, martie, țin minte o vreme destul de rece. Da, nu prea credea nimeni la și la un moment dat, știți că se ține de glume, domnul șofarul fiind mai hâtru de felul dânsului, că uite, hai să-ți fac cunoștință cu nou primar Belu, m-am uitat puțin la domnul Vice, la domnul Belu, zic, stai un pic, ăștia ăsta le arde de glume, mă uitam pe fața domnului Belu și încercam să găsesc ceva, să fie tot un zâmbet, o chestie de glumă. Nu, domnul șofer a continuat mai departe, că eu nu mai candidez. Cum am ieșit de acolo, primul pe care am fost să-l sun repede a fost prietenul meu, George, șofarul, fiul domnului și așa, și zic, păi George, stai puțin, fost plataică, deci, da, uite, și mi-a zis, nu, stai tu, fără grijă, că de asta, doamnă, spune asta, gata, a prins-o în cuie. După care parcă îmi venea să mă întorc să stau din nou de vorbă cu ei. Să știți că noi am încercat să-l convingem. Să mai stea încă o tură. Chiar vreau să vă întreb. Eu am promis o chestie și nu o fac, nu mă abad de la ea. Nu mai încercați să mai spuneți ceva, nu și gata. Da, de ținut minte asta. Știți, nu știu cum să vă iau, cum să o zic, mă scarpin așa un pic, 85 de lei kilogramul la grâu de panificație de o calitate foarte bună, e un preț, se pare, cu care s-a cumpărat de către... 85 de bani, 85 de lei, nu, 85 de bani, prețul per kilogramul de grâu de o calitate medie spre mai înaltă, plătit de cei care cumpără astăzi în condițiile în care vorbim de recolte de 3-4 tone. Tragem... Domnul Durmanțu să recoltează și la oameni în zonă. Producția este de 4.400-4.600 de kilograme medie la hectar. Prețul a fost cel mai bun, 1 leu, dar n-am prins nici unii contractul ăsta. Că așa a fost să fie. Acum prețul pieței este de 88 de bani panificație, 83 de bani furajul. Nu mai știi ce să mai crezi, că anul ăsta am dat o bară cu proteina.
are greutate hectolitrică 80-82, are gluten, așa, doare proteine. În condițiile în care i-am băgat și complexe, i-am băgat și azot, ce să vă spun? Nu, nu, ăsta e anul. Dar trăim niște momente crunte, fiindcă la grâu toată lumea știam, înțelesesem din ce vedeam în teren, domnule, nu o să fie producții fabuloase, dar ce semănasem în primăvară arăta foarte bine. Veniseră niște ploi la timp și așa mai departe. Ce se întâmplă acum este crunt. Că dacă la grâu facem ceva și ieșim cu o pierdere de 100 de euro la hectar, nu știu ce vom face la floare și la porumb. Că aici ar putea să fie pierderile de peste 50-60%, iar dacă se întâmplă asta, devine o problemă gravă pentru fermieri. Iară să intervină statul pentru calamități, pentru secetă și așa mai departe, banii vin greu, cât să dea și statul, de unde o să mai dea și statul. Devine o problemă greoaie pentru administrația națională, pentru guvern și așa mai departe. Riscă o parte din cei care au microferme, când vorbesc de microfermă, mă gândesc undeva în jurul valorii de 100 de hectare, cam pe aici, nu putem defini. Nu, Banțu, din ce, riscă să pună lacătul pe ușă? Da, da, dar din ce cunosc eu și din ceea ce știu eu de la multinaționale, să știți că mulți anul trecut și-au făcut niște grafice, și-au cerut, au negociat niște grafice de eșalonare sau reeșalonare a datorilor pe care le aveau, sperând că anul ăsta le vor achita. Eu cred că vor fi probleme foarte mari, extraordinar de mari. Adică multe ferme vor avea probleme serioase sau extraordinar de serioase, pentru că asta spuneți dumneavoastră că producția este pe aici. Am vorbit și cu domnul Drăghicescu, cu Dragoș, și îmi spunea că nici la ei nu e roză treaba, adică fac undeva la 5.000 de kilograme. Vorbim de o fermă care ajungea în vremurile bune la producții medii de 8 tone. Da, da, da. Să nu spun că aveau poate 500 lor pentru ceea ce fac, poate și cu sole de 10 tone. Sigur că da, sigur că da. Problema este apa. Apă care, din păcate... Nu e vorba de 5 metri cub aici, e vorba de altceva. Facem și un spirit de glumă. Da. Este vorba de irigații care... Dacă nu ne vom plia pe ele și nu vom găsi soluții în sensul ăsta, să știți că problemele astea le vom avea an de an. Sper că în cel mai scurt timp, dacă guvernul va fi în continuare unul solid, adică se vor înțelege în continuare cele două partide consacrate și serioase, zic eu, lucrurile se vor rezolva și pe palierul ăsta, pentru că noi toți o să facem presiuni ca fermieri pe ei și să îi facem să înțeleagă că lucrurile fără, agricultura fără irigații va deveni zero, iar ei să bage tot timpul ajutor în noi, nu cred că... N-ar fi oare mai simplu ca timp de 5 ani să vă ascultam și mă gândeam la o chestie, bine, domnul ministru Barbu și decidenții de acolo mai mari, dar ca cel mai important să vină să spună timp de 5 ani, gata, bă, nu mai dăm niciun fel de ajutor pe tomate, pe usturoi, pe ceapă, pe varză, pe legume, pe trandafiri, pe ce vă dăm noi de la stat, vă luăm și banii de la Apia și de toți banii, facem un sistem de irigații în țara asta de la cap la coadă și chemam pe aia din Sri Lanka, din Nepal să dea la Târnăcop, nu că-l face, ne apucăm de el în 5 ani. În 5 ani să fie gata și după aia vedem și mai stăm de vorbă? Eu cred că se poate, dacă se axează toată lumea, să își canalizează forțele. Adică lăsăm deoparte toate prostiile de tomata dată din pix, de cultivatul, nu știu ce, mărăcinele cu doi spini în coadă și pentru ce să dă bani în clipa de față. Și hai să o facem pe asta, pentru încă 100 de ani de aici. Da, și mai stăm de vorbă. Să nu o facem prea târziu.
trebuie să facem în tandem, adică să nu ne piardă pe noi ca fermieri că intrăm toți în faliment și după aceea să o facă pentru alte companii. Da, să o facă, corect, să corect. Înceapă să o facă de acum. Dar cel mai important lucru, repet, este ca guvernarea să continue, să fie continuată. Îi vedeți pe aceeași listă la parlamentarele din toamnă, PSD cu PNL, așa cum iată că au putut să se și suporte eu, și... Sincer. PSD-ul i-a întins o mână PNL-ul. Extraordinară PNL-ului. Dacă PNL-ul acum nu recunoaște și vor încerca să o joace individual, nu știu ce să mai cred. Dar până acum știm cu toții situația în care se află țara asta. Dacă nu se va guverna în continuare, va fi o catastrofă. Adică ce va fi în agricultură, va fi și în guvernarea țării. Dacă ei se sparg și intră în degradă guvernarea asta, va fi un dezastru. Noi suntem cu datoria publică, știm foarte bine pe unde. Și creștem. Și creștem. Asta e un lucru la care chiar creștem. Suntem pe drumul cel... înalt, ca adică țară, n-aș bun. Vrea să trăiesc în țara asta să văd că PNL-ul iese de la guvernare și să alege praful de tot când trebuie susținute pensiile așa cum au făcut promisiunile să crească pensiile în septembrie, să crească salariul minim pe economie. Vor fi niște etape foarte grele, spre dificile, crunte. Domnul Dobre, domnilor, haideți să-i lăsăm pe cei care trebuie să facă asta, să crească salariile, să crească pensiile, s-ar putea să crească și niște impozite de la anul încolo, 2025, e un an peste care certo. Vom trece greu. Până atunci, știți, să-i lăsăm pe cei care au primit votul, care sunt în funcție să-și facă mai departe treaba, să-i așteptăm cu încredere pe cei care sunt pe cale să vină din septembrie, octombrie la treabă și până atunci, dacă aveți careva vreun telefon pe fir scurs sau intrați pe vreo pagină de TikTok, Instagram, Facebook, acelor mai de sus, încercați și cereți-le o ploaie, cam singurul lucru de care avem nevoie ca țară astăzi, căci altfel zicea domnul Dobre într-o formă politicoasă, domnul primar de la Ghimpețeni, o spun eu în forma aia crudă, ne ducem dracului cu toții în cap și e greu după aia să mai luăm iarăși din nou de la capăt. Am mai luat-o acum vreo 34 de ani și n-am făcut decât vreo 3-4 pași până acum. Doamnelor, domnule primar, mulțumesc mult și o seară bună. Mulțumesc și eu, mulțumesc tuturor telespectatorilor. Vă doresc o vară plină de realizări și de distracție în toate concediile în care veți merge. Mulțumim frumos!